cum să fii femeia, bărbatul viitorului tău. Dacă te întreba ce fel de mamă ai dori, ai, eu cred că o reflecție comună, o dorință comună ar fi să ai o mamă care știi sigur că se roagă pentru tine, știi sigur că te iubește orice noi face, te acceptă orice noi face și știi sigur că atunci când vii, chiar dacă nu vii la timpul așteptat, n-a să-ți spună că și noi am venit mai devreme, dar a să fii bucuroasă să te primească. Cu toții dorim un tată care este tare și oferă un sfat cu înțelegere. Dar cum să faci asta? Să fii tu acel tată care îți dorești și acea mamă care îți dorești pentru copiii tăi. Da? Și asta nu este neapărat să fii, nu este nevoie să fii acea persoană acum, adică să fii punctul final, să te rogi, să pur și simplu să fii de înțeles ca femeie sau să dai sfaturi, să citești, că să poți ai un sfat să dai ca bărbat, dar este altceva. Și aici intră acel fenomen sau teorie a Universității de Oxford. Dacă dorești să fii în Universitatea de Oxford, este nevoie să... Acum nu ești, de exemplu, ești într-un oraș sau într-un sat din Moldova, spre spune. Atunci, pentru a ajunge la Universitatea de Oxford, nu ajungi dacă respingi această școală în care ești. Dar invers, este nevoie să fii prezent și stăruitor în școala în care ești și să cauți oportunitățile pentru a ajunge la Oxford. Și așa aici, foarte mulți dorind să fie persoana de viitor, încearcă să fie acea persoană acum și resping experiențele, oportunitățile care sunt acum unde sunt și cumva se atârnă cu neplăcere și cu rezistență și cu judecată către etapa și relațiile care le au acum. Când răspunsul este invers, este nevoie să fii prezent. Și dacă vorbim despre bărbatul sau femeia, chiar îți recomand să urmărești, am făcut un webinar recent despre relația și dinamica relației între bărbat și femeie și este un webinar gratuit care poți să-l urmărești, doar comentează aici cu doresc în acest video și vei primi această invitație. Și aș vrea să te invit să privești la acest mesaj pentru a fi bărbatul, femeie de viitorul tău, oricum ai defini asta. Nu este să fii acel bărbat care să citești multe cărți ca să dai un sfat, dar este să fii, să trăiești viața acum la maxim ca să poți da reflecții din experiența ta ca bărbat. Ca femeie este nevoie să fii, să înțelegi ce este feminitate, să fii în femeia ta, să fii femeia de acum ca să fii femeia ta de atunci. Da? Nu poți să aștepți pur și simplu să negi, să respingi femeia de acum, că poate într-o zi, atunci când îți trebuiască, atunci să fac. Dar asta nu există. Momentul este acum, aici. Astăzi este momentul. Astăzi eu trebuie să fiu bărbatul meu, bărbatul care eu trebuie să fiu astăzi. Astăzi trebuie să fiu femeia care trebuie să fiu astăzi. Și atunci înseamnă că să fiu femeia care a să trebuiască să fiu atunci. Este școala care trebuie să fiu astăzi la școală ca să fiu la Oxford atunci. Să fiu astăzi cu atitudine maximă în această zi, astăzi. Astăzi este momentul.